Trenulețele! Eroul neînfricat. Mamă! Mamă! Sunt aici! Ascultă! Mamă! Am scris o carte! Un roman! E despre aventuri! Scumpule, regret, dar acum nu am timp. Trebuie să fac curat. Te rog, mami! Tată! Tată! Tată, hei, tată! Am scris un roman! E despre un erou! Tată, e un roman! E despre aventuri! Hei, micuțele, poți aștepta un minut? Cât eu încerc să sudez piesa asta micuță aici? Te rog, tată! Liniște, te rog! Este o vreme minunată pentru astronomie. Ascultă, am scris o carte, un roman despre aventuri și chestii. Scriitorii adevărați scriu romane, sau cel puțin eu așa cred. Ei au bărbi foarte lungi, știi asta, nu? Iar acești scriitori sunt bătrâni. Asta pentru că au învățat o viață întreagă să scrie romane. Și toți erau bătrâni la finalul carierei lor. Salutare, Eduard! Joacă-te cu noi! Nu, mersi, fetelor! Eu o să rămân pe margine. Ce reprezintă hârtiile din geanta ta? Adică astea? Sunt nimic serios. Te rog, te rog, spune-ne ce sunt. Te rog, Eduard! Hai, spune-ne odată! Păi, am scris o carte, știți? Se numește Eroul neînfricat. Wow! E incredibil! Nu vrei să ne citești? Păi, știu și eu. Nu sunt un scriitor adevărat. Nu contează. Vrem să te auzim. Bine, ascultați. Era o noapte neagră. O noapte neagră de decembrie. A fost fantastic. A fost incredibil. Ești foarte talentat. Wow, noi nu vom scrie așa niciodată. Nu vrei să-l continui? Bună ziua. Bună ziua. Eduard e acasă? Cred că e în camera lui. A stat acolo toată ziua. Noi ne-am făcut griji. Spuneți-mi, e ceva urgent? Aș putea să-i las un mesaj? Eduard a scris o carte, un roman grandios. Ni l-a citit nouă și am fost încântate. Adică de roman. Și ne-a promis că scrie în continuare. Deci am venit. Ce interesant. Vrem să-l auzim, serios. Pot și eu să stau aici? Să stau cu voi dacă e în ordine. Liniște, te rog. Primul capitol. Prieten, hai, plecăm de dimineață. Noi vom fi prieteni pe viață. Ne așteaptă un drum cu aventuri, așa că nu te opri, nu sta să pornim. Să ne mișcăm cu viteză și mai repede. Hai împreună zilnic, noi ne vom distra. Vom învăța. Thank you.
trenulețele!